În mitologie se vorbește despre eroul Hercule sau Heracle, care a avut de îndeplinit 12 munci. Sigur că numărul 12 este o cifră magică, pentru că se repetă în diferite culturi și civilizații și reprezintă un întreg, o completitudine prin care spiritul evoluează din punct de vedere energetic și ajunge într-un punct în care poate să acceadă într-o nouă realitate și într-un nou univers. Există și în mitologia chineză un erou pe care unii l-au echivalat, deși lucrul acesta nu este înțelept de făcut, arcașul I, care se spune că a fost chemat de stăpânitorul ceresc pentru a omorâ. La un moment dat au fost foarte mulți sori pe cer și ei ardeau atât de tare pământul încât viața nu mai era posibilă, pentru că nu mai își așteptau rândul ca fiecare să lumineze într-o anumită zi și vreau să fie pe cer cu toții odată. În înțelepciunea lui, arcașul I a hotărât să cruțe ultimul soare pentru ca totuși să putem beneficia de el. Și la rândul lui, acest arcaș a avut de îndeplinit 12 munci. Partea interesantă este că în finalul muncilor, el dobândește de la stăpânitorul ceresc leacul nemuririi, leacul nemuririi pe care îl împarte cu soția lui. Soția lui dă acest leac al nemuririi unui iepuraș care îl păzește undeva pe suprafața lunii și apare aici aspectul soare, lună, yin și yang. La fel cum în mitologia greacă, mitologia romană, Hercule în drumul lui își caută izbăvirea, iertarea greșelilor pe care le-a făcut, evoluția spirituală, și caută și el nemurirea într-un fel sau altul, pe care o dobândește, desigur, știm că este otrăvit la un moment dat printr-o haină care era impregnată cu un anume venin, și el, într-un fel sau altul, își îndeplinește destinul din primul moment în care este întrebat pe care din cele două căi vrea să o ia, o cale ușoară sau o cale grea. Și el alege această cale grea pentru că în natura lui, despre care am mai vorbit și altă dată, era să îndeplinească acest lucru. A doua muncă pe care o face Hercule este cea prin care se luptă cu Hidra din Lerna. Un monstru care era atât de otrăvitor, avea mai multe capete din care unul era nemuritor și locuia într-o mlaștină, iar răsuflarea era atât de puternică încât numai și numai ea, dacă o inhalai, deja putea să te omoare. El a fost ajutat în munca pe care a avut de făcut și în lupta pe care a avut de Iolau, pentru că la un moment dat problema care a apărut a fost că de fiecare dată când reteza un capăt, în locul acestui cap apăreau alte două. Făcând o paralelă cu mitologia greacă, mi-am dat seama că și în viața, în corpul și în simbolistica energetică a noastră, există o astfel de hidră. Doar că această hidră este, să spunem, bivalentă. Nu ea spune neapărat malefică sau benefică, ci ar putea să fie ambele aspecte îmbinate într-o singură ființă. Dar această hidră, în cazul nostru, nu are 9 capete, ci are 27 de capete, exact atâtea capete câte puncte există pe meridianul rinichiului. Pentru că hidra este un animal de apă, să spunem așa, apa are legătură cu rinichiul, iar rinichiul are legătură cu frica și cu teama și cu anxietatea. Lumea în care trăim este supra-saturată de această stare de anxietate, stare care ne blochează, ne sabotează, ne suge energia și o duce într-o direcție care nu este constructivă. Antidotul fricii este întotdeauna iubirea. Să ne amintim că și Mântuitorul, de cele mai multe ori când își începe cuvântările, spune: nu vă fie frică, nu vă temeți, nu aveți frică. Pentru că, iată, frica ne blochează evoluția spirituală. În același timp însă, această hidră cu 27 de capete reprezintă și o lecție pe care noi putem să o învățăm, nu numai în ceea ce privește învingerea fricii și anxietății, ci și a modului în care putem aborda din punct de vedere spiritual un drum pe care trebuie să mergem pas cu pas pentru a crește într-un mod firesc.
Să nu uităm că de fiecare dată când vorbim de evoluție spirituală, oamenii se așteaptă neapărat la lucruri magice, fenomene paranormale sau lucruri mai puțin obișnuite. Să știți că evoluția spirituală este formată, aș îndrăzni să spun, din foarte multe lucruri banale. Atât de banale încât sunt prea simple, prea ușoare și prea directe pentru a fi observate. Dar, uneori, în viața noastră, dacă suntem atenți la micile detalii, vom constata că uneori un grăunte de nisip, o furnică, o privire, vântul care adie prin copaci, s-ar putea să conțină în el o taină pe care, dacă o înțelegem, ne apropiem foarte mult de evoluția spirituală. Și ca să începem acest drum care ne duce până la urmă spre înțelegerea și vindecarea anxietății și nu numai, o să spun că talpa noastră atinge pământul într-un punct anume. Unii ar spune că toată talpa atinge pământul, alții înțelepți au pus o întrebare: atunci când pășim și ne ridicăm piciorul de pe pământ, unde este punctul la care se separă partea de talpă care mai atinge pământul cu partea de talpă care este în aer? Pentru că găsirea acestui punct seamănă într-un fel cu găsirea punctului în care ai conștientizat, de exemplu, că ești îndrăgostit sau ai conștientizat că s-a îndeplinit un anumit lucru în viața ta. Oare acest punct poate fi ținut în mână? Poate fi găsit? Este o întrebare pe care și un medic acupunctor și-o pune de multe ori, pentru că oare punctul de acupunctură există înainte ca el să fie înțepat, înainte să existe intenția care deschide acest punct de acupunctură? În talpă este izvorul vieții, izvorul energiei, cel care clocotește de sevă, cel care reprezintă punctul rinichiunul. Este un punct care în acupunctură se folosește pentru resuscitare, pentru tratarea problemelor de rinichi, pentru echilibrarea undelor cerebrale dezechilibrate, de exemplu, într-o criză de epilepsie. Desigur, aceste lucruri trebuie făcute numai sub îndrumarea unui medic specialist. Însă, acest punct ne lipește de pământ, ne împământează, dar vedeți că este un pământ care se amestecă cu apa. Și pământul amestecat cu apa seamănă foarte bine cu argila, din care putem să modelăm ceea ce noi gândim cu mintea și cu sufletul nostru. Deci trebuie să avem grijă ce formă și ce fel de model dăm, pentru că este o legendă foarte frumoasă în China antică, în care se spune că un înțelept a fost născut de mama lui după ce aceasta a pășit pe urma pasului unui uriaș și în momentul acela a simțit că a rămas însărcinată. Deci avem un model care se impregnează pe pământ, din care noi ne tragem puterea, pentru că pământ suntem, în pământ ne întoarcem, iar pământul din corpul nostru reprezintă splina și pancreasul, apa din corpul nostru reprezintă rinichiul. Primul punct, i-am spus izbucnirea, pentru că există un moment în viața noastră în care teama, frica, dar și bucuria izbucnesc. Este primul moment în care primim acest aflux de energie. Și dacă ne uităm la ideogramele și simbolurile care caracterizează acest punct, primele simboluri se referă Yong Chuan. Yong se traduce printr-o activitate de țâșnire, de izvorâre. Este ca un curs de apă care își găsește drumul către lumină. Vedeți, de multe ori și când privim suprafața unei ape, dar și când ne uităm la pământ, noi vedem ceea ce se întâmplă la suprafață, dar nu vedem ceea ce se întâmplă în profunzime. Pentru că acolo este un întreg proces prin care lucrurile se schimbă, iar în momentul în care ating punctul culminant, atunci manifestarea lor este evidentă. Așa se întâmplă, de exemplu, cu oamenii care au stări de anxietate. Aparent, dacă cineva îi privește din exterior, ia o stare oarecum de calm, de relaxare aparentă, însă în interiorul lor
se produc foarte multe modificări. Uneori e nevoie de un pic de răbdare, atenție și înțelepciune ca să poți să simți aceste schimbări, care în momentul în care omul este receptiv la stările energetice, să spunem așa cum copacii simt adierea vântului și oamenii simt adierea gândurilor celor din jurul lor. Cealaltă ideogramă se referă la ideea de sursă, origine, fântână, apă subterană, monedă și bogăție. Vedeți, a avea apă înseamnă cu adevărat o bogăție foarte mare. Noi care trăim într-o țară unde apa este firească și foarte multă, nu ne imaginăm ce bogăție poate să reprezinte apa. De-abia atunci când ajungem într-o țară unde apa este drămuită, ne dăm seama că este o resursă foarte valoroasă. Mai mult decât atâta, o apă care este într-o fântână necesită mai multe lucruri. În primul rând, fântâna este sădită cu drag de către cineva pentru a putea ca un călător însetat să-și găsească în arșița verii, de exemplu, să stingă setea. Și cât de frumos îmi spunea o pacientă mai de mult, când vorbeam despre vindecare și echilibrare, și îmi spunea că de multe ori vindecarea este ca atunci când într-o zi toridă de vară și este sete intensă, cineva vine cu o cană de apă rece și ți-o dă cu drag ca să stingi setea. Deci această fântână este plină de apă și această apă trebuie să fie curată. Pentru aceasta fântâna trebuie să fie îngrijită. Și ne amintim aici și de parabola prin care Mântuitorul se duce la fântână și cere femeii să-i dea apă și spune că el este izvorul vieții. Deci avem o întreagă simbolistică, atât în partea spirituală, atât în partea religioasă, în toate tradițiile, prin care, iată, de fiecare dată când starea noastră interioară este echilibrată, apa din interiorul nostru țâșnește cu putere, limpede, clară, și ne ostoiește setea. Setea de cunoaștere, setea de iubire, setea de bine. Cu alte cuvinte, de fiecare dată când teama încolsește în inima și sufletul nostru, noi murdărim această apă din fântână, blocăm izvorul, poluăm această apă. Dacă ne gândim bine, în lumea în care trăim noi, poluarea apelor este cu adevărat o problemă reală. Vorbim de o poluare chimică, fizică și așa mai departe. Dar poate că adevărata cauză pentru care apa sau apele din lumea noastră sunt poluate este, de fapt, o problemă spirituală. Pentru că, iată, 60-70% din corpul nostru este apă. 90 și ceva la sută din creierul nostru este apă. Noi suntem, într-un fel sau altul, o apă gânditoare, ca să spunem așa. Și atunci, cu siguranță, această apă structurată, această apă vie, pentru că avem și apă vie, avem și apă moartă, dar apa din noi este o apă vie, această apă vie poartă amprenta energiei care se dizolvă sau se structurează în această apă. Și desigur că dacă ne-am gândit dintr-un anumit punct de vedere, apa de pe întregul nostru pământ reprezintă o singură apă, deși noi suntem o picătură din acest ocean. Să sperăm că picătura noastră este o picătură frumoasă și curată. Un alt sens al punctului rinichi 1 se referă și se traduce tichong, înseamnă ti, înseamnă pământ. Vedeți, într-un fel sau altul, expresia în limba română mi-a fugit pământul de sub picioare. O stare de dezechilibru, o stare de pierdere a reperelor, o stare de pierdere a gândirii raționale și logice. Asta se întâmplă în momentul în care există teamă, frică. Nu de puțin ori am avut discuții cu oamenii care aveau această stare de teamă și de anxietate și mi-am dat seama că argumentele logice prin care poți să-i explici unui om într-o situație de echilibru de ce un anumit lucru se întâmplă sau de ce un anumit lucru nu ar trebui să fie potrivit, nu funcționează în cazul unei persoane cu anxietate. Logica însăși, în capul unei persoane cu anxietate,
este modificată, este schimbată. Sensul cuvintelor, sensul emoțiilor, sensul gesturilor pentru o persoană care are un grad mare de anxietate nu mai sunt cele, să spunem, în ghilimele normale și firești pentru ceilalți oameni. De aceea, trebuie să înțelegi bine ce este în mintea și sufletul unui om, unui pacient care are astfel de stări, pentru a putea să-i oferi, prin punctele de reper pe care el le acceptă și le înțelege, o anumită alinare și o anumită îndrumare. Cealaltă ideogramă, Chong, se referă la ceva foarte mare, la un fluviu, la o arteră foarte puternică, care înglobează în ea, spune aici, traducerea a trece la atac, a alerga înspre, a fi în opoziție. Un berbec care atacă zidul într-un mod viguros și impetuos. Toate aceste simboluri se regăsesc în corpul nostru, în interiorul coloanei vertebrale, simbolic vorbind, dacă o să facem o secțiune, nu o să o găsim acolo, este o structură energetică, cea mai meridianul sursă. Meridianul sursă reprezintă axa noastră energetică fundamentală. Să spunem că în cursul zilei, energia urcă pe spate și coboară pe linia anterioară, micul circuit ceresc. Pe parcursul nopții, acest circuit începe să se strângă, și cele două meridiane se unesc în interiorul meridianului sursă. Avem deja trei structuri. În partea de yoga se numesc Ida, Pingala și Sushumna. În acupunctură se numesc Ren Mai, Du Mai și Chong Mai. Avem acest meridian sursă în care este înglobată întreaga structură energetică, emoțională, sufletească, spirituală, fizică și așa mai departe. De acolo se dezvoltă programele prin care noi ne vindecăm, de acolo se dezvoltă programele prin care noi ne îmbolnăvim. Vedeți așadar cum, pe lângă că frica ne face să ne dezechilibrăm și să ne fugă pământul de sub picioare, iată cum putem să rămânem și fără rezervorul nostru de energie, fără stâlpul nostru energetic principal. Cum putem să fim tăiați de la canalul principal prin care noi ne alimentăm cu energie și prin care vedem realitatea corect. Dacă ar fi să ajut un om al cărui dezechilibru se găsește în acest punct, fără îndoială că în acupunctură aș folosi puncte de pe acest meridian și mai ales aș folosi punctul cheie care deschide și reglează acest meridian, splină pancreas 4, gong gong, punctul care, aflat undeva în apropierea degetului mare, are un rol deosebit în echilibrarea coloanei vertebrale, în echilibrarea pancreasului, circulației, alergiilor, reumatismului, tulburărilor de fertilitate, problemelor de endometrioză, uter fibromatos și așa mai departe. Avem așadar o interferență în acest loc cu partea de procreere. Procreere în sensul de ceea ce transmite mai departe. Pentru că un om care este sub imperiul fricii, sub imperiul temerii, sub acest imperiu al anxietății, este un om care transmite mai departe o neliniște, o stare nu bună. Și atunci, automat, cum spuneam și altă dată, noi avem o responsabilitate. Avem o responsabilitate pentru ecologia mentală. Adică, cu alte cuvinte, creierul nostru intră în rezonanță cu creierul altor persoane. Pentru a putea avea o rezonanță bună și frumoasă, undele pe care noi trebuie să le transmitem, și în viață nu trebuie nimic niciodată ce ar fi bine, sunt unde de lumină și de iubire. Cunoaștere, echilibru și armonie. Să pășim împreună pe cale cu compasiune, răbdare și înțelepciune. Suntem în continuare la nivelul tălpii, în punctul rinichi 1, de unde energia țâșnește, urcă și ajunge până la nivelul creierului.
În una din tehnicile din Qigong, se spune că adevărata respirație vine din călcâie. Din călcâie, care au legătură cu zona organelor genitale, dar călcâiul este legat de asemenea de rinichi. De fapt, respirația vine din punctul rinichi 1, urcă prin meridianul Yin Xiaomai, coboară prin meridianul Yang Xiaomai și realizează o mișcare sau un ritm al organismului. Al treilea simbolism, a treia traducere a acestui punct, Wei Ti, apare din nou simbolul pământului, deci din nou avem nevoie să ne împământăm, să fim într-o structură stabilă, dar ideograma Wei se referă la a apăra, a proteja, a fi vigilent, o garnizoană sau o zonă frontalieră. Cu alte cuvinte, oamenii pun mereu întrebarea ce să fac dacă știu că nu pot face față unei anumite situații. Cea mai înțeleptă idee este să traversezi pe partea cealaltă a drumului, dar știm că nu poți să eviți pentru totdeauna o anumită situație și că rezolvarea înseamnă ca până la urmă să te confrunți cu acea situație și să o accepți, nu ca fiind un rău necesar, ci ca fiind o parte a procesului tău de transformare și de evoluție. Abia în acel moment poți să simți și poți să înțelegi că tu nu ești frica. Tu trăiești o stare de frică, tu simți frica, dar tu, ca spirit, în interiorul tău, nu ai deloc această stare. Tu alegi ce să faci cu această stare, dacă o să o trăiești, să o simți sau nu. Tot în simbolul ideogramei Wei se regăsește calitatea suflurilor care încălzesc deschiderea sau închiderea porilor. Vedeți, energia Wei este o energie de apărare care în acupunctură este guvernată de plămân. Urmează un anotimp rece în care plămânul nostru, dacă nu este echilibrat și întărit, cu siguranță va avea de suferit. Plămânul este legat de tristețe. Apare aici elementul acela prin care tristețea ne slăbește imunitatea, dar tristețea ne deschide și porii. Cu alte cuvinte, căile prin care energia poate să intre și să iasă din corpul nostru nu mai filtrează așa cum trebuie și primim fără discernământ toate informațiile și atunci calea este liberă spre partea de teamă, spre partea de anxietate. În zona umărului se găsește, aici în partea dreaptă, în partea stângă și în partea dreaptă, se găsesc porțile care deschid plămânul, punctul plămân 1. Dacă doriți să revedeți, puteți să revedeți emisiunea despre acest punct în care explic la ce și cum trebuie folosit acest punct, dar acest punct este cel prin care putem verifica starea plămânului. În Qigong se folosesc așa zisele bateri, cu alte cuvinte o formă de masaj care regenerează sau reechilibrează energia plămânului și prin aceasta energia de apărare care este ca un strat invizibil, subtil, care înconjoară corpul nostru la o distanță mai mare sau mai mică față de piele. Abia când un microb sau un germen pătrunde prin această energie de apărare, abia ulterior se poate manifesta ca o infecție, o inflamație în corpul fizic. Cu alte cuvinte, când energia aceasta este integră, pot sta în mijlocul unui grup de oameni cu cea mai contagioasă boală și va fi extrem de dificil ca acel germen să pătrundă în câmpul tău energetic. Însă, în același timp, trebuie să înțelegem faptul că calitatea aerului pe care noi îl respirăm nu este întotdeauna cea mai bună. Poluarea poate influența aerul care este de fapt prana, energia pe care noi o respirăm. Noi mâncăm prin plămâni. Și încă un lucru interesant, cercetările de ultimă oră au dovedit că există o legătură între plămâni și trombocite, coagularea sângelui. În medicina chineză mai există o legătură între plămâni și tiroidă. Modul în care comunicăm, modul în care vorbim, modul în care funcționează metabolismul. Cu alte cuvinte, frica
blocând plămânul, blochează și această comunicare. Nu mai suntem în stare să comunicăm și să spunem ceea ce avem în interiorul nostru și atunci ne închidem în interior și considerăm într-un fel sau altul că nu merităm să ne vindecăm, că merităm această suferință, să spunem că dintr-un anumit punct de vedere, lucrurile pe care le atragem ajung în viața noastră. Dar ele nu vin în viața noastră pentru a ne pedepsi, ci pentru a ne învăța cum să depășim o anumită situație. A rămâne cantonat mereu și mereu într-o zonă defensivă, a fi mereu în gardă, te obosește. La un moment dat, este exact cum în anumite zone și în anumite perioade s-au întâmplat, oamenii au construit baricade, cazemate, castele, mereu, mereu să se apere împotriva unui dușman. Care dușman? Foarte interesant să ne gândim care este dușmanul. Păi aș îndrăzni să spun că în afara noastră nu există alt dușman pe această lume. Noi suntem cel mai mare dușman al nostru. Căci dacă ne gândim la omul de lângă noi, două mâini, două picioare, muncă, familie, mâncare, gândire, toate celelalte lucruri par cum facem și noi. Unde să rezide, în ce celulă să se găsească această genă de dușman? Și când te gândești că în civilizația noastră, sute de ani, oamenii și-au petrecut luptând împotriva dușmanilor care nici măcar nu există. Cu alte cuvinte, a avea o iluzie este una, dar a face și ceva în numele acesteia poate că este mult mai trist. Avem deci o legătură foarte puternică între anxietate și această energie de apărare și încă un lucru foarte interesant, această energie de apărare are legătură cu suflul Ying, care este un tip de suflu în acupunctură care hrănește toate celulele corpului nostru, deci este vorba că ne tăiem și hrana adevărată. Știm faptul că oamenii care au o frică intensă încep să aibă oscilații pe pofta de mâncare, exagerată sau diminuată. În funcție, spunea un specialist la un moment dat, că nu ne îngrășăm atunci când mâncăm mult, ci ne îngrășăm atunci când mâncăm cu frică. Cu alte cuvinte, e bine să mâncăm atunci când în interiorul nostru avem o stare bună, pentru că noi nu mâncăm numai mâncarea, ci mâncăm și sentimentele care însoțesc această mâncare. Și hrana noastră nu este doar o hrană fizică, este și o hrană spirituală. Bucuria, iubirea, dăruirea, răbdarea, toate aceste sentimente ne oferă cu adevărat o hrană spirituală de calitate. Această energie de hrănire, ca și direcție pe care circulă, merge de la est la vest. Aceasta, în legea celor cinci elemente, este o direcție orizontală de evoluție. Estul reprezintă ficatul, lemnul, culoarea verde. Vestul reprezintă metalul, plămânul, intestinul gros, culoarea albă. Estul înseamnă primăvara și renașterea. Vestul înseamnă toamna, distrugerea, moartea, tinerețea și bătrânețea. Două fețe ale aceleași monede. Spunea un înțelept că viața este ca o monedă, pe o parte viața, pe o parte moartea, și divinitatea o aruncă în aer, se învârtește și rămâne să vedem pe ce parte cade. Deci, direcția aceasta orizontală este o direcție de adaptare la realitatea lumii în care trăim. Exclude însă direcția verticală, cea de la cer la pământ, cea de la apă la foc, cu alte cuvinte, partea de evoluție spirituală. Atâta timp cât suntem cantonați pe această frecvență a fricii și a anxietății, nu ne permitem să vedem mai mult decât această parte de supraviețuire, această parte de să nu ne fie rău. Dar viața noastră nu trebuie să rămână cantonată numai în a evita răul și măcar să rămâi într-o poziție neutră. Trebuie să cauți binele și trebuie să încerci să evoluezi. Evoluția, desigur, presupune o stare prin care te deschizi față de oamenii din jurul tău, pentru că, deși am fost învățați în societatea în care trăim că evoluția
se caracterizează prin concurență, competiție. De fapt, evoluția adevărată se referă la conlucrare, la ajutor reciproc și la o stare prin care noi evoluăm împreună cu oamenii din jurul nostru. Pentru că ghiciți ce? De fiecare dată când ții ceva pentru tine, acel lucru este deja pierdut. Și de fiecare dată când vrei să ai ceva pentru tine, dacă ai dăruit, lucrul acela îl vei avea și ți se va întoarce cu siguranță. Cu alte cuvinte, ar trebui în anumite momente să procedăm exact în sens invers gândirii noastre logice și raționale. Căci până la urmă și Mântuitorul spunea, dacă cineva vrea cămașa, dă-i și haina, dacă cineva vrea să mergi 1000 de metri, mergi 2000 de metri cu el. Pare contradictoriu pentru mintea noastră umană, pentru că suntem încorsetați de această frică. Ce se va întâmpla? Ce vom face? Vom rămâne fără resurse. Însă uităm faptul că de fiecare dată când spiritele se unesc, creativitatea lor face să se descopere noi resurse. Lucruri care nu există atunci când cele două energii, este ca și cum am vrea ca un magnet să fie doar cu plus și doar cu minus, el este complet atunci când există și plus și minus. Și atunci din îmbinarea energiei a două persoane va rezulta o energie care le înglobează pe amândouă și încă un mic plus. În ideograma aceasta Way mai există câteva sensuri care au o simbolistică interesantă. De exemplu, o parte din ideograma Way simbolizează și se traduce prin piele tăbăcită. E interesant că în cultura noastră de multe ori se spune despre un om care a trecut prin foarte multe necazuri, probleme, că are pielea tăbăcită, ca să spunem așa, deci cumva mai rezistentă, mai îngroșată. Și în același timp, tot în ideograma Way se găsește o altă ideogramă, Sing, care se referă la ceea ce în budism face parte din cele 5 sau 4 skanda, și anume trezirea spirituală. Deci, interesant este faptul că în mijlocul fricii există trezirea spirituală. Cu toate că noi ne adâncim într-o anumită stare, cu toate că lucrurile par scăpate de sub control, cu toate că există un haos pe care nu îl putem în niciun fel controla, iată că acolo, în mijlocul acestui haos, există sâmburele de la care pleacă evoluția noastră spirituală. Am mulți pacienți și de-a lungul timpului am avut această discuție cu foarte mulți oameni care în viața lor au trecut prin multe schimbări și au avut astfel de momente de cumpănă în care nimic nu funcționa, totul părea dereglat, haosul era total. Și au dat seama că exact acele perioade au fost perioadele prin care evoluția spirituală a fost potențată și a ajuns la un alt nivel, cu condiția să renunțe la controlul din viața lor. Este un moment dificil pentru că mintea rațională spune să nu renunți la acest control, intuiția însă spune că atunci când predai în mâna divinității și a universului ceea ce ai de făcut, cu siguranță acesta va reuși să facă la un nivel calitativ mult superior ție ceea ce este de îndeplinit. E adevărat însă că dacă te uiți în partea stângă și răspunsul îți vine din partea dreaptă, s-ar putea să spui că răspunsul nu ți-a venit niciodată. Să nu ne gândim că răspunsurile vor veni în forma pe care noi le așteptăm. Să nu ne gândim că răspunsurile o să ne placă întotdeauna. Să nu ne gândim că universul va face așa cum vreau eu. El va găsi cea mai bună soluție pentru noi și ne o va livra în forma cea mai potrivită. Sunt oameni care îmi spun, bine, dar de ce primesc, de exemplu, două răspunsuri care aparent sunt contradictorii? Cum pot fi ambele adevărate? Păi și situația evoluează de la o zi la alta, de la un moment în altul. Există un adevăr și un alt adevăr. Există o succesiune de adevăruri pe care noi trebuie să le înțelegem într-o dinamică, pentru că
Iacă ce, avem noroc că Universul nu face întotdeauna modul în care gândim noi, pentru că am putea ajunge la autodistrugere într-o modalitate foarte scurtă. Al patrulea simbol, pentru că vedeți acest punct, rinichiul 1, punctul de la care pleacă frica sau punctul de la care se vindecă frica, apropo de acest lucru, o frică foarte intensă poate fi echilibrată prin masajul acestor puncte din talpă, se poate face presopunctură. Tot acest punct poate fi folosit printr-o anumită tehnică din Yumeiho, prin care se execută niște bateri în talpă. Aceste bateri au rolul de a propulsa energia până la nivelul creierului și de a echilibra presiunea la nivelul lichidului cefalorahidian. Proasta circulație a lichidului cefalorahidian determină nu de puține ori amețeli, dureri de cap, pentru că, să spunem, lichidul cefalorahidian este lichidul care răcește și hrănește creierul, cu alte cuvinte, protejează sistemul nervos de intruziuni, șocuri, infecții și așa mai departe. Al patrulea simbolism, Tzu Sin. Tzu este ideograma care corespunde piciorului și de aici derivă sensul de a merge suficient, a fi capabil, a străbate un traseu, a merge până la capăt, a merita oboseala. Este o expresie pe care noi o folosim de multe ori și zicem a meritat oboseala acest fapt. E adevărat că a meritat oboseala, dar să ne gândim dacă lucrul pe care l-am făcut folosește eului nostru sau folosește ca noi împreună cu cei din jurul nostru să atingem o nouă stare de echilibru, ca toți împreună să putem evolua. Sin este ideograma care corespunde inimii, focului, atenției, spiritului și, nu în ultimul rând, constelației Antares, care este o constelație importantă în mitologia și simbolistica chineză. Înțelepții spun că primele ideograme care au fost scrise au apărut prin observarea mișcărilor pe care le descriu constelațiile pe cer și în special această constelație. Sin, inima, reprezintă acea cunoaștere intuitivă plină de iubire și bucurie care vine din interiorul nostru. Atunci când avem prea multă frică, construim în jurul inimii noastre un zid, dincolo de care nu mai simțim nimica, de teamă ca să nu simțim durerea. Cu alte cuvinte, nu ne mai simțim vulnerabili, nu ne mai simțim expuși, dar ne excludem sau ne auto-excludem. Este cam ceea ce se întâmplă în lumea modernă cu toate aceste sisteme de pază și de protecție. La un moment dat ne vom trezi că am terminat de construit zidul în jurul nostru și n-am lăsat nicio ieșire. Și atunci vom striga, dar nu va fi nimeni să ne audă să ieșim de acolo. Nu e puțin lucru ca cineva să-ți întindă o mână și să te tragă pe deasupra acestui zid și să te scoată din izolarea ființei tale. Uneori, când anxietatea este foarte mare, tot ceea ce îți dorești este să fii lăsat în pace. Dar, de fapt, ca să poți vindeca această anxietate, trebuie să fii din nou integrat în mediul din care faci parte și să ai capacitatea de a privi partea luminoasă și partea plină a paharului. Corpul este un dar care ne poartă prin viață. Să analizăm și să înțelegem, să cercetăm și să descoperim. Împreună să avem grijă de el. În simbolistica constelațiilor există pe cer patru stele care sunt corelate cu patru arhangheli. Aldebaran, de exemplu, este corelată cu arhanghelul Mihail. Iar constelația Antares este corelată cu arhanghelul Uriel. Mi-aș dori ca într-una din următoarele emisiuni să vorbim dintr-un anumit punct de vedere despre această simbolistică a constelațiilor și veți vedea cât de mult din mitologie se intersectează cu partea noastră de evoluție spirituală.
Mergând mai departe pe drumul nostru, iată că acum urcăm încetul cu încetul, ne aflăm tot în zona tălpii, dar am trecut deja la punctul rinic 2. Să spunem că dintr-un anumit punct de vedere ne adâncim în anxietate sau poate adâncim anxietatea în terminarea ei, ca să spunem așa, deși, dacă stăm bine să ne gândim, există un anumit grad de teamă care face parte din instinctul de conservare și ne împiedică să riscăm în anumite momente peste măsură, ceea ce este un lucru foarte bun. Dar în momentul în care este blocată orice inițiativă, acolo pot să apară probleme. Punctul rinic 2 este legat de elementul foc, ceea ce presupune o ardere internă, un consum. Focul în general agită interiorul organismului, dă căldură, dar peste măsură ne împiedică să dormim liniștiți pentru că creează o stare de agitație. De exemplu, sindromul de foc, de căldură la nivelul inimii, creează uneori insomnie, un somn agitat și dă de asemenea o anumită frământare interioară. Cu alte cuvinte, când anxietatea crește, de multe ori există o insomnie pentru că mintea nu poate fi oprită din gândire. Rancu sunt cele două ideograme care caracterizează, să spunem, unul din sensurile acestui punct. Ran se referă și se traduce a fi astfel, a fi spontan, a fi natural, a fi ceea ce trebuia să fii. A vedea cu adevărat, a da foc. Noi suntem chemați în această lume pentru a ne putea manifesta pe deplin să fim ceea ce suntem chemați să fim, să fim autentici. Nu de puține ori oamenii îmbracă diferite măști, se prefac, mint. Nu sunt ei cu adevărat. De fiecare dată când tu nu ești cel adevărat, obosești, te îmbolnăvești, lucrurile nu se desfășoară cum trebuie și te simți mereu vlăguit și lipsit de energie și parcă timpul nu ți ajunge niciodată. Pentru că, nemai fiind tu cel autentic, mesajul anului pe care îl trăim noi, anul rinicului, este exact aceasta, de a ne regăsi autenticitatea, de fi ceea ce noi trebuie să fim, de a fi ceea ce divinitatea așteaptă de la noi. Cu alte cuvinte, să ne îndeplinim destinul nostru, destinul spiritual și destinul fizic pe acest pământ. Atunci când suntem noi autentici, avem o energie, strălucim, suntem în armonie cu ceea ce se întâmplă în jurul nostru și găsim mereu soluțiile cele mai bune. A vedea cu adevărat și a da foc, e interesant că se regăsesc în această ideogramă, pentru că atunci când vezi cu adevărat cum arată lucrurile, de multe ori în ghilimele, dai foc pentru că, într-un fel, focul purifică, într-un fel focul dezvăluie, într-un fel focul transformă. Adică atunci când vezi adevărul dintr-o anumită situație, nu mai poți să mai rămâi același. Cu alte cuvinte, trebuie să pășești, vrei nu vrei înainte, este exact cum este acel point of no return, adică punctul de la care nu există întoarcere. L-ai depășit, nu mai poți să te întorci la ceea ce era anterior. Mă întreabă oamenii atunci când vin la ședințele de acupunctură. Aș vrea să fiu la fel de bine ca înainte. Da, dar starea pe care o ai acum nu mai poate să fie starea de dinainte. Deci poți să găsești un nou bine la un alt nivel superior și diferit față de nivelul anterior. Nu mai poți să te întorci în același punct pentru că este ca și cum ai vrea ca un râu să curgă de două ori prin același punct, ceea ce cu toții știm că este imposibil. De asemenea, tot în această ideogramă se regăsește sensul de loialitate și de asemenea o subcomponentă a ideogramei care descrie nivelul tie-in. Există 6 niveluri energetice, de la exterior spre interior. Nivelul 4 este nivelul tie-in, care este format din plămân și pancreas. De ce este important acest nivel? Pentru că acesta este nivelul de la care se decide dacă o suferință se cronicizează și pătrunde definitiv în organism sau este eliminată și se vindecă.
În acupunctură, de exemplu, o combinație de puncte care poate echilibra acest nivel o reprezintă plămâni 7, care este aici în zona încheieturii, cu splină pancreas 4, de care am vorbit anterior. Există, desigur, și alte combinații de puncte. Dacă ar fi, de exemplu, ca un pacient să vină la mine și observ că starea de anxietate este o stare care îl caracterizează pe perioade lungi de timp și, în general, îi place să ocolească adevărul, nu prea îi place să-i spună cineva cum este, ce greșește și așa, a zice că tulburarea lui se găsește la acest nivel, la nivelul tie-in, și atunci ar fi bine ca să echilibrăm prin acupunctură acest nivel. În același timp, la nivelul pulsului, în medicina chineză pulsul se folosește ca diagnostic, se spune că pulsul la nivelul plămânului este exact ca și cum ai simți cu vârful degetului o pană de gâscă. Dar în momentul în care anxietatea este foarte mare, se modifică această caracteristică a pulsului și pulsul devine foarte puternic, bine bătut și haotic. Al doilea sens al ideogramei Rancu, Cu, este sensul de vale, torent între doi munți, receptacul care canalizează apele și suflurile, impas. Vedeți, în momentul în care în această viață trebuie să treci prin anumite stări și anumite situații, resimți lucrul respectiv exact cum este apa și un curs de râu care ajunge într-un defileu îngust, pe care trebuie să-l parcurgă și pe care trebuie să-l străpungă. Cu alte cuvinte, avem un moment în viața noastră în care pentru a putea să depășim anumite obstacole trebuie să dăm dovadă de forță, de rezistență, de curaj și de asumare. Trebuie să ne putem asuma această existență pe care până la urmă am primit-o în dar și pe care pentru a putea răsplăti darului cu măsura lui trebuie să adăugăm foarte multă iubire și răbdare. Punctul rinic 2 se referă așadar la ideea de spontaneitate și autenticitate, modul în care noi reușim să ne manifestăm într-o modalitate corespunzătoare cu natura noastră interioară. Celelalte ideograme care caracterizează punctul rinic 2, Long Chuan. Long este ideograma care caracterizează dragonul. Dragonul este puternic, este elementul care cu siguranță stăpânește elementele naturii și care transformă energia și o aduce la un nivel superior. În general, dragonul nu are frică, este puternic, dar are și o anumită blândețe. Sunt două trigrame care au legătură cu dragonul, trigrama Zhen și Zhen, adică ambele care se referă la acest sistem energetico-spiritual, i-aș spune pericard trei focare. Vama internă cu vama externă a sufletului, modul în care avem pace în interiorul nostru se reflectă în modul în care ne comportăm cu oamenii din exterior. Și modul în care ne comportăm cu oamenii din exterior ne influențează pacea pe care o avem în interiorul nostru. La nivelul pumnului se găsesc două puncte, pericard 6 și 3 focare 5. Puncte cheie pe meridianele extraordinare, Yin și Yang Wei Mai. Aceste puncte se folosesc în tandem, rar în acupunctură, într-o anumită combinație în tratarea problemelor care țin de echilibru și a sistemului nervos extrapiramidal, adică a celor tremurături și așa mai departe. Cu alte cuvinte, dacă aș avea în fața mea un pacient căruia îi este frică să-și exprime adevărata natură și care își subestimează forțele și energia, având o părere proastă despre el datorită faptului că este deseori criticat, aș spune că aceste două puncte, 3 focare 5 și pericard 6, sunt exact punctele care ar putea fi folosite. Mai regăsim aici sensurile de izvor, fântână,
bogăție, bogăția se referă la starea de echilibru pe care o avem atunci când facem anumite lucruri, pentru că și sportivul atunci când este în plin efort ajunge să facă o anumită mișcare, pentru că energia adusă la un anumit platou nu mai necesită un efort suplimentar, ci este un echilibru în dinamică. Acest echilibru dinamic înseamnă o adevărată bogăție în viața unui om, pentru că indiferent ce suișuri și coborâșuri vor exista în viața acestui om, el nu va dramatiza și nu va idealiza o anumită situație, cu alte cuvinte va avea o capacitate de a primi lucrurile exact așa cum sunt. Nu de puține ori mi s-a întâmplat să îi întreb pe oamenii din fața mea care este secretul pentru care au reușit să ajungă echilibrați la o vârstă înaintată. Și cu toate că ai crede că secretul constă în anumite exerciții, anumite alimentații și așa, de fapt numitorul comun este această stare de bucurie, de acceptare și de împăcare cu toate lucrurile pe care viața și Dumnezeu ni le trimit. Împăcare nu în sensul că ești resemnat și nu faci nimic, ci pur și simplu consider că acela este lucrul cu care tu trebuie să lucrezi și din acea situație, nu numai că o accepti, dar o transformi într-o situație pozitivă. Nu de puține ori am văzut oameni care, plecând de la niște date negative ale unei probleme, au reușit să ajungă la un rezultat benefic, pozitiv, atât pentru ei cât și pentru cei din jur, și am văzut și oameni care, având toate datele pozitive, au reușit să le strice pentru că le lipsea această încredere și, până la urmă, această stare de smerenie care spune că în interiorul nostru nu există nicio problemă care să nu aibă soluții. Soluțiile sunt toate acolo, doar că atunci când ești guvernat de starea de frică, de teamă, de anxietate, nu reușești să vezi soluția potrivită. Ai ochii blocați, ai ochii închiși. Un alt sens al ideogramei care caracterizează dragonul este ideea de, îmi place traducerea aceasta, imaginea inimii plonjând în realitatea ultimă, suflul primordial. Este o anumită imagine în mitologia și în simbolistica chineză, al acelui vid original în care suflurile Yin și Yang sunt amestecate, în care haosul domină și din acest haos rezultă acea ființă, acea energie originară care apoi se dezvoltă și se diferențiază în Yin și Yang. Exact așa este și inima, care ajunge la o identificare cu inimile oamenilor din jur și în care pur și simplu granița dintre eu și tu nu mai există, în sensul că avem evoluții separate, dar facem parte din aceeași ființă, din aceeași suflu, din aceeași energie, și atunci evident că îmi va veni foarte greu să cred că cineva îmi vrea rău mie și îmi va fi foarte dificil ca eu să fac rău cuiva, pentru că în felul acesta aș face rău celui de lângă mine este ca și cum mi-aș face rău mie. De aceea putem să înțelegem că poate nu e vorba atât de cauză și efect după faptă și răsplată, ci într-un fel sau altul noi sădim în noi, pentru că celălalt sunt eu, sădim în noi propriile fapte pe care le facem. Și atunci este absolut firesc și normal să culegem aceste rezultate. Mergând mai departe, punctul rinic 3, care are legătură cu o energie care crește din ce în ce mai mult și cu un munte specific în mitologia chineză, Kunlun. De fapt, punctul care este opus pe exteriorul piciorului, punctul rinic 3, vezică urinară 60, chiar este denumit Kunlun. Dar și acest punct, rinic 3, Tai Si, este un punct care are legătură cu un munte sacru care în mitologia chineză era folosit pentru ca nemuritorii să vină să se odihnească, și chiar stăpânitorul ceresc, atunci când cobora pe pământ, să încerce să echilibreze starea lucrurilor printr-o meditație sau printr-o jertfă anume. Punctul acesta, rinic 3, este un punct care echilibrează
energia inarinichiului. Cu alte cuvinte, are un rol deosebit în echilibrarea acetilcolinei, în echilibrarea stării de relaxare. Este la nivelul gleznei, pe partea interioară a tendonului achilian și este un punct care dă o stare de calm, o stare de relaxare, o stare de mulțumire și o stare de echilibru interior foarte bună, un echilibru din care nu poți fi scos cu ușurință. Denumirea ideogramelor cuprind în ele sensuri ca torent, suprem, ideea de unul din cei 8 nemuritori. Mi-am propus ca să reiau o tematică pe care am mai tratat-o mai demult cu cei 8 nemuritori și cu simbolistica lor. Lu Tongpin este unul din cei 8 nemuritori care, fiecare din acești nemuritori se ocupă cu o parte din meridianele extraordinare și cu o parte din simbolistica de la nivelul corpului. Dar în același timp acest punct conține în el ideea de dezvoltare progresivă, ideea de ceva care încă nu a ajuns la maturitate, dar pe care printr-o educație potrivită reușim să îl ducem pe drumul cel bun. Cu alte cuvinte, de multe ori în viață, noi suntem oarecum dezechilibrați și neștiutori pentru că suntem ca un copil care trebuie să învețe și nu trebuie să ne fie teamă să învățăm pentru că de fiecare dată avem ceva de învățat de la întâmplările și de la oamenii din jurul nostru. Însă, în momentul în care avem o atitudine plină de aroganță, nu vom putea să manifestăm această stare pentru că ne vom închide în interiorul nostru și vom trece pe lângă lucrurile cu adevărat importante pentru că avem prea multă mândrie. Dacă în fața mea aș întâlni un pacient cu prea multă anxietate, aceasta derivând dintr-o atitudine lipsită de responsabilitate și de maturitate, aș spune că acest punct rinic 3 este punctul pe care aș putea să-l folosesc alături, desigur, de alte puncte pentru a echilibra această stare. Să nu uităm însă că rinichiul, ca organ și simbolistică, este legat de ureche și atâta timp cât frica guvernează rinichiul, urechile noastre sunt închise și nu putem auzi cu adevărat cuvintele prin care Dumnezeu ne vorbește. Ele nu sunt strigate, nu sunt țipate, ci ele sunt șoptite. Și de multe ori, pentru a putea fi cu adevărat receptivi la șoaptele pe care Dumnezeu ne le spune, trebuie ca inima noastră să fie cu adevărat într-o stare de liniște.